Îndrăgiții artiști ai României au fost prezentați în fața severinenilor, la fel ca la marile evenimente sportive. La fel ca Adrian Enache și-au făcut apariția pe parchet Aurelian Temișan, Ralph Lo, Cornel Păsat sau fostul jucător al Petrolului și Rapidului Daniel Chiriță. Atmosfera de spectacol a fost începută de Camara de la trupa Alb-Negru, care și-a făcut încălzirea înaintea meciului cu selfie-uri și multă voie bună. Colegii săi nu s-au lăsat mai prejos și au întreținut atmosfera. A urmat apoi meciul propriu-zis împotriva celor de la Phoenix Severin. Naționala de fotbal a artiștilor a făcut show în sala polivalentă și a dovedit că nu degeaba deține titlul suprem cucerit la ultima ediție a campionatului mondial destinat artiștilor. Chiar dacă gazdele i-au luat mai tare și au deschis scorul, la final au trebuit să se declare învinse cu 4-2. S-a început foarte echilibrat până la un moment dat când cineva a rezistat, cum s-ar spune, mai bine. Aceea am fost noi din fericire. Un joc foarte frumos, un joc care ne-a plăcut. Colegilor toți au avut un răspuns pozitiv vis-a-vis de această întâlnire. Dincolo de spectacolul sportiv, oaspeții au salutat ideea de bază a invitației, aceea de a promova județul de la Dunăre. Mi-ar plăcea ca invitații din astea și proiecte de genul ăsta să tot existe, pentru că România e o țară frumoasă, care din păcate încă nu e descoperită. Sunt foarte multe locuri frumoase în țara asta și chiar mă bucur, eu n-am apucat să știu foarte multe, nu m-am documentat foarte bine, dar astăzi venind am văzut pliante, am văzut că sunt foarte serioși și într-adevăr vreau să-l felicit pe Ionuț pentru ideea pe care a avut-o, să-i mulțumesc că ne-a invitat și că a apelat la noi, pentru că astfel de evenimente nu fac decât bine României. E o bucurie pentru noi să putem călători prin țară și să jucăm cu echipele locale, să aibă și ei ocazia și noi de asemenea, noi să cunoaștem locurile, iar ei să ne cunoască pe noi, să vadă că suntem oameni normali, că nu avem, eu știu, alt statut din punctul meu de vedere decât acela de om și că venim cu brațele deschise spre ei pentru a promova fiecare localitate și pentru a promova sportul în sine, pentru că e unul dintre scopurile noastre, acela de a promova sportul, artă și sport în același timp, e mai rar. Invitații au dezvăluit și cum reușesc să îmbine cariera de artist cu cea de fotbalist. Se îmbină extraordinar și exemplele au fost înaintea noastră multe altele și celebre, mă refer aici la Julio Iglesias, dar în primul rând îți menține condiția fizică atât de necesară pe scenă și atât de necesară în viață. E foarte important să fii sănătos, să arăți bine și să te miști la orice vârstă, că și așa lumea, cu noi artiștii își fac pronosticuri, câți ani are, cât ți-a făcut, cât are, cu cine mai e, știi cum e, sunt cancanuri de tot felul și totdeauna îi păcălim, că le arătăm buletine și nu le vine să creadă. Cum să ai tu atâți ani? Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului Prin Mehedinți, la inițiativa consilierului județean Ionuț Sibinescu. A fost un eveniment reușit, a fost o seară de sport reușită, dar ideea principală este aceea de a aduce oameni care au notorietate, oameni care prin vorba lor, prin personalitatea lor, legându-și numele de județul nostru să îl poată promova. Și nu neapărat să îl poată promova, este suficient să creeze un subiect de conversație, cum v-am spus mai devreme. După fluierul final, artiștii au rămas minute bune pe parchet pentru autografe și poze cu cei prezenți. Proiectul Prin Mehedinți are ca scop promovarea județului, iar o altă acțiune va avea loc în primăvară prin organizarea unei tabere fotografice în clisura Dunării.